Excelență. Vom avea o scurtă prezentare pe care o va face domnul director general Octavian Arsene, care s-a ocupat în mod direct de acest proiect. Domnule director. Salut, bună ziua. Numesc Octavian Arsene, alături de colegii mei. Am fost implicați în acest proiect. Trebuie să spun în primul rând că n-a fost un proiect strict al meu sau al unui coleg din direcție, ci al întregului colectiv din minister. Al doilea punct important legat de proiect a fost un proiect sub umbrela Comisiei Europene, un proiect internațional. Al treilea lucru important legat de acest proiect este faptul că a pus în valoare destinații în care turismul cultural este preponderent. E vorba de turismul cultural imaterial, deci de obiceiurile noastre, de tradițiile noastre pe care uneori le pierde. Acestea sunt cele mai importante lucruri. Un alt lucru important este că au aplicat peste 50 de destinații din România, au fost selectate 35 de destinații din aproape 22 de județe, 22 mai exact, și sunt 15 câștigători. Chiar dacă avem un loc 1, 2, 3, toți cei care au participat au câștigat pentru că au fost promovați în mod gratuit. Mulțumesc! Asta sunt primul. Eu sunt. Deci, Comuna Criceva, județul Timiș, orașul Râșnov, județul Brașov, destinația Munții Căliman, județul Suceava, o nouă destinație din județul Timiș, Făget, da. Vreau să vă spun că Timișul a participat cu 4 destinații. Tot județul Buzău, Prejmer, Vama Buzăului, Brașov, mă scuzați. Județul Maramureș, Valea Cosoului și Amarei. Județul Timiș, orașul Recaș. Valea Superioară a Argeșului, județul Neamț, mărginimea Sibiului, județul Sibiu. Cam așteptat jumătate de oră. Orașul Topoloveni, județul Argeș. Clisura Dunării, Drobeta, Turnul Severin, județul Mehedinți. Județul Mehedinți era chiar aici, vis-a-vis. Pe locul 3, Țara Vrancei. Locul 2, Țara Făgărașului. Locul 1, zona Horezu, județul Vâlcea. Să-i aplaudăm și să-i felicităm pe toți și să urăm și altor destinații turistice din România să obțină ce au obținut dumneavoastră. Ministerului pentru generarea proiectelor de excelență.